Volodymyr Zelensky a fost implicat într-un accident rutier produs la Kiev. Purtătorul de cuvânt al președintelui Ucrainei a spus că acest eveniment va fi investigat. Potrivit unui comunicat al purtătorului de cuvânt al președintelui, o mașină a intrat în coliziune cu mașina președintelui Ucrainei și cu vehicule din escorta sa. Președintele a fost examinat de un medic, nu au fost găsite răni grave, a spus el, adăugând că accidentul va fi investigat. Conform știrile ProTV, medicii și soldații care îl însoțeau pe Zelensky i-au acordat șoferului mașinii private ajutor de urgență și l-au urcat într-o ambulanță, a spus el. La câteva minute după ce Nikiforov a făcut declarația sa, biroul lui Zelensky a publicat înregistrarea video a discursului de noapte pe care președintele îl ține în fiecare zi. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a vizitat orașul Izium, în regiunea de nord-est a Harkovului, la 5 zile după ce forțele țării au recucerit orașul după luni întregi de ocupație rusă. Fotografii postate pe pagina de Facebook a unei unități ale armatei l-au arătat pe Zelensky la o ceremonie în piața principală, unde a fost arborat drapelul ucrainean pe clădirea administrativă a orașului. De asemenea, la eveniment a fost prezentă Hanna Maliar, ministrul adjunct al apărării, relatează CNN potrivit news.ro. Înainte, când ne uitam în sus, căutam mereu cerul albastru. Astăzi, când privim în sus, căutăm un singur lucru, steagul Ucrainei, a afirmat Zelensky într-o postare pe canalul de Telegram al președinției ucrainene. Steagul nostru în albastru și galben este arborat deja în Iziumul eliberat și așa va fi în fiecare oraș și sat ucrainean. Ne îndreptăm într-o singură direcție, înainte și spre victorie, a subliniat președintele, relatează știrile ProTV.ro.